Salut! Acum două zile în Foșa am alimentat cu benzină în Peco, la Petrom, Poiana Largului. Am pus în două canistre din metal și cineva mi-a făcut poză când eram acolo și alimentam, dar nu la canistre, probabil la mașină sau ceva. Acum trebuie să merg să le dovedesc, să le arăt, să le povestesc că de fapt nu am pus în bidoane de plastic. Așa că am luat canistrele și mă duc să nu știu ce să fac, să le arăt în ce am pus. Hai să vedem ce șmecherie este. Astea-s canistrele, așa am mers. Hai să vedem despre ce-i vorba. Săruna, am ajuns la dumneavoastră, la Peco. Așa umblu cu ele, legate cu centură. Nu consider că nu e niciun pericol pentru nimeni. La revedere! Da. Ce se întâmplă, am dat o mică declarație, am scris ce am făcut, ce am dres acolo. Și asta e tot. Domnul în cauză probabil vrea să defăimeze stația de alimentare, probabil, nu știu. Nu am dușmani, așa că nu mă interesează. N-am făcut nimic rău. Toată lumea din zona are motocositoare, drujbă și alte utilaje care folosesc benzină. Eu am mașina pe motorină, nu am pus motorină, am pus benzină, asta a fost toată treaba în canistrele mele din metal. Probabil știți că alimentarea în recipiente din plastic, bidoane, peturi este interzisă. Dar în canistri de alea de metal nimeni nu ți interzice și tot este în regulă. Domnul ăla, dacă îl deranja cu ceva, putea să vină la mine să-mi spună sau să vadă ce fac, în ce alimentez, să se convingă că nu pun în... De fapt n-am nicio... N-are rost, nu-mi stric, eu nu stric ziua, eu sunt un om pozitiv, abia aștept. Eu sunt în concediu, mă duc la plimbare, am bagaj, am... prieteni de familie, rude, merg cu soțioara la plimbare și o să ne distrăm foarte bine, nu o să-mi strice ziua sau concediu sau vacanța nimeni pe lumea asta. Asta am vrut să vă spun, să aveți o zi frumoasă, da, pa! Sănătate! Multă sănătate!